Jong-un e de nerecunoscut. Ultima decizie readuce Corea de Nord în rând cu Japonia, sublinierea Corea de Sud. Corea de Nord, sublinierea va alinia fusul orar celui al Coreei de Sud, cu 30 de minute mai devreme, începând de la 5 mai, în cadrul unui prim pas practic în vederea reconcilierii naționale, sublinierea UNITCI, a anuncat luni presa public din Nord, scrie Reuters, potrivit Ager Press. Liderul nord-corean Kim Jong-un a declarat ce a simțit o ruptură dureroasă va ceasurile a fi subliniere în dorele diferite ale fenianului sublinierei Seulului pe un zi, în cursul întâlnirii de vineri cu presubliniere din sud-corean Moon Jae-in, primul summit intercorean după mai bine de un deceniu. Anuncarea acestei schimbi de fus orar confirmă declarații făcute duminic de cetre reprezentanți sud-coreeni, potrivit cărora Kim Jong-un s-a angajat să suprime fusul orar al Nordului. Fusul orar al Coreei de Nord a fost instituit în 2015 cu scopul de a marca 70 de ani de la eliberarea de sub jugul japonez. Corea de Sud, sublinierei Japonia au acela sublinierei fus orar, CMT plus 9.